Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre legătura dintre Camera de Comerț și dezvoltarea orașului. Noi am sesizat la un moment dat că este o oportunitate importantă de business faptul că orașele din România sunt foarte înapoiate. Deci, sigur că nu e neapărat un lucru bun că sunt înapoiate, asta înseamnă că trebuie să se dezvolte și trebuie să se dezvolte în direcția corectă. Și faptul că în Germania aceeași problemă a fost rezolvată acum 20-30 de ani, ne dă un pic de know-how care îl putem transfera sub forma unor oportunități de business către orașele din România. O situație din care ambele părți pot profita. În prezent, ce oferă și ce ar trebui să ofere orașul și în ce măsură asigură dezvoltarea rezidențială? Bine, orașul, există multe lucruri pe care un oraș, o comunitate trebuie să le ofere. La noi, cel mai important lucru este locul de muncă. Un oraș trebuie să ofere locuri de muncă și ideal ar fi locuri de muncă mai bine plătite, nu doar cu salariu minim pe economie și joburi necalificate. Pentru asta, sigur, este foarte important ca primarul și, în general, conducerea orașului sau conducerea regiunii să se ocupe activ de încurajarea investițiilor, nu numai investiții străine, și investiții locale, antreprenori locali care mai pot crea locuri de muncă. Un primar, în mod normal, trebuie să aibă un consiliu permanent de oameni de afaceri din regiune, de antreprenori din regiune, cu care să se sfătuiască. Ar trebui să aibă o comisie care să stea permanent de vorbă cu potențiali investitori. Deci, principala funcțiune orașului este să asigure locuri de muncă, pentru că de aici pleacă totul. Și a doua condiție extrem de importantă este să ofere locuințe la prețuri accesibile, la prețuri rezonabile. Și aici primăriile nu prea au avut un rol activ. Dimpotrivă, au stricat un pic piața din corupție, din lipsa competențelor urbanistice și am asistat la o deteriorare profundă, în opinia mea, a confortului și a calității locuirii în orașele mari. Și dacă ne uităm ce se întâmplă în orașele mari din România, în care deja au o concentrare, o densitate de locuire foarte mare, prin faptul că s-au redezvoltat, de exemplu, pe o platformă industrială, s-a construit un mare shopping center cu niște blocuri, deci a crescut foarte mult densitatea construcției, coeficientul de utilizare a terenului și asta a dus cu sine o scădere a calității vieții. Cum vedeți migrația românilor către locuințele noi din imediată apropiere a marilor orașe? Da, este exact ce spuneam mai înainte. De faptul că în orașele mari nu s-a gândit o strategie. Deci, spune așa, în Germania, primăria are un rol activ în piața imobiliară. Primăria are permanent la dispoziție terenuri pe care le vinde dezvoltatorilor pentru a construi și prin jocul acesta, e un fel de bursă al terenurilor, primăria poate controla piața imobiliară în anumiți parametri. Oferă mai multe terenuri la vânzare pentru construcție, scade prețul la locuințe. Și astfel poate să țină foarte bine sub control fenomenul și să se asigure că oamenii în interiorul acelui oraș au un nivel confortabil la chirii, respectiv la prețul de achiziție a unui apartament. La noi așa nu se întâmplă, tot e lăsat la mâna dezvoltatorilor. Și atunci dezvoltatorii sigur se vor muta în afara orașelor, inclusiv din motive de costuri. Pentru că un teren în Ilfov, să spunem în zona șoselei de centură, nu mai ieftin decât un teren în centrul Bucureștiului. Sigur, are și asta avantaje și dezavantaje, în sensul că pe termen lung, dacă nu ai sigur niște funcțiuni urbanistice în zonă, riști să devină cartiere marginalizate, orașe dormitori. Și sunt deja câteva exemple în zona Popeșilor Ordeni de dezvoltări imobiliare care sigur nu sunt sustenabile pentru simplu fapt că sunt doar niște apartamente unde izolate, fără o conexiune urbană decât cu o stradă îngustă care pleacă de undeva și se termină fix la acel cartier rezidențial. Și aici aș avertiza foarte mult cumpărătorii să aibă grijă ce cumpără și aș avertiza și autoritățile locale să nu mai aprobe așa ceva. Ce părere aveți despre aceste zone care s-au dezvoltat de-a lungul timpului și au construit și locuințe noi? Chiar și în apropierea metroului au construit și centre comerciale?
Nu, deci eu sunt categoric de părere că fondul imobiliar din România va trebui reînnoit în următorii câțiva zeci de ani. Însă trebuie făcut pe niște baze moderne și cred că aici încercăm și noi cu această conferință să creăm punți de legătură între investitori, între urbaniști, autorități locale, pentru că trebuie să create concepte de valoare, trebuie învățat din greșelile altora. Trebuie învățat exact ce anume distorsionează calitatea vieții ca să nu mai faci aceleași greșeli. În ceea ce privește soluțiile de eficiență energetică, ce am putea transpune și în România? În România am putea transpune, sigur, pe vremea era un lux să spui că, uite, investim în izolarea clădirilor, investim în sisteme inteligente de iluminat, investim în sisteme inteligente de trafic auto, în sisteme inteligente de parcare. Astăzi e o necesitate. Aparent, sigur, cu costul mai redus al energiei din ultimul an, avem așa o gură de oxigen, însă nu trebuie să uităm că fiecare euro investit în eficiența energetică îți aduce pe următorii ani economii de 10 euro. Sigur, trebuie să-l ai acel euro astăzi. Însă pentru asta există sisteme de finanțare, există și potențialul este enorm. Mulțumim! Cu mare plăcere, vă mulțumesc!